digital. Ceea ce noi putem să vă prezentăm în exclusivitate, doamnelor și domnilor, este un document prin care Sorina Pintea cere să fie tratată în mod corespunzător. Iată documentul pe care îl aveți acum pe ecran. Subsemnata Pintea Sorina, fica lui, așa, domiciliată în Baia Mare, în calitate de inculpată arestată preventiv în dosarul numărul, instrumentat de parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, prin apărătorii cutare, formulez prezenta cerere, prin care vă solicit respectuos ca în temeiul articolului 71 din legea numărul 254/2013, privind executarea pedepselor a măsurilor preventive privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, urmare a problemelor medicale apărute în cursul zilei de 1/3/2019 și agravării acestora, să fiu transportată de urgență sub pază la o unitate medicală din sistemul public, respectiv la Spitalul Clinic Sfânta Maria, în vederea efectuării de investigații amănunțite a subsemnate de către profesor dr. Ruxandra Ionescu, medicul meu curant. Precizez că subsemnata sunt diagnosticată cu, dacă poți să spui, dermatomiozită, da, idiopatică. Idiopatică cu afectare pulmonară, pneumopatie interstițială, boală autoimună, cu privire la care urmez un tratament zilnic cu Imuran și Medrol, și există recomandare de regim alimentar specific, așa cum rezultă și din scrisoarea medicală atașată prezentei, dar și prin întreaga documentație medicală care a fost prezentată în cursul zilei de sâmbătă, 29.02.2020, cu prilejul încarcerării. Ca urmare a agravării stării mele de sănătate, parestezii faciale și la nivelul membrelor. Parestezii faciale, cred că sună foarte rău, nu? Dificultăți de înghițire, stări de vomă, senzație de apăsare la nivelul esofagului, senzații de arsură la nivelul membrelor în cursul dimineții. De 1/3/2020 a fost chemată de către personalul de la Centrul de Ținere Salvarea, fiindu-mi administrată glucoza intravenos, și aici sunt date mai multe elemente care au fost administrate totodată. Mi-a fost realizat un EKG și mi-a fost măsurată glicemia, aceasta având valori de 132, în ciuda faptului că starea de sănătate mă pusese în imposibilitatea de a mânca. Acum, conform textului, eu fi măsurat glicemia după ce a administrat glucoză sau înainte? În raport de faptul că parestezile faciale persistă și în prezent, coroborat cu faptul că cele din partea stângă a corpului se agravează, vă rog să dispuneți în regim de urgență luarea, următoarea pagină, slide. Așa. Ok. Măsurilor de urgență. Da. În vederea realizării investigațiilor medicale. Bun. Este scrisoarea pe care o transmite, scrisoarea de ultimă oră a fostului ministru.